A căzut cortina peste cea de-a șaptea ediție a Târgului Gospodăriilor de Produse Montane la Porțile Nemirei, Tradiții și Obiceiuri. Târgul impresionează prin autenticitatea și bogăția culturală pe care o aducem prin plan. La eveniment au fost ministrul mediului Mircea Fechet, deputata de Comănești Cătălina Ciofu, suprefecții județului Bacău, Narcis Jitaru și Gabriel Lupu, dar și primarul orașului Comănești, Viorel Miron. Tarabele au fost încărcate cu produse tradiționale de o calitate excepțională, brânzeturi, mezeluri, pâine coaptă în cuptor de lut, miere de albine, siropuri și multe altele. Mâinile pricepute ale țăranilor și meșteșugarilor au dat naștere unor adevărate opere de artă gastronomică și artizanală. Bună ziua, mult stimați primar, participanți la târg și locuitori orașul Dărmănești. Suntem deosebit de onorați să participăm la târgul de astăzi și apreciem oportunitatea de a ne prezenta produsele în cadrul acestui eveniment. Vă mulțumim pentru primirea călduroasă și ospitalitate. Credem că vacanța va fi distractivă, luminoasă și de neutat. Vă asigurăm de toate deschiderea și implicarea noastră pentru a contribui și rezuită acestui târg. Mulțumesc, domnule primar. Și dacă tot am început cu primarii, îl rog și pe domnul Viorel Miron, colegul nostru de la Comănești, să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua, vă spun și eu tuturor. Mulțumesc, domnule primar. Ce să vă spun, că suntem vecini, prieteni, frați. Ne separă doar o linie imaginară, dar suntem în aceeași zonă cu toții. Și dacă îmi permiteți, o să vă țin doar un minut și ceva, aproape două, să vă spun despre oile noastre din zona noastră. Și anume, un cetățean trecea pe niște dealuri pe aici, prin zonă, și vede pe cineva care păștea oile, un cioban, și îl întreabă: bade, s-a matat oile? Și îl răspunde, zice: alea albe. Dar zice: da, alea negre? Și alea negre. Ce, bade, dau oile lapte? Alea albe. Da, alea negre? Și alea negre. Bade, zice, da, dau lână, au lână bună oile? Zice: alea albe. Da, alea negre? Și alea negre. Bade, dar de ce tu spui așa când te întreb dacă oile mata spui întotdeauna ale albe? Zice: nu sunt toate, toate oile nu sunt ale mata? Ba, zice, ale albe. Dar alea negre? Și alea negre. Vă urez o zi bună tuturor!